Capitolul 3. Primul pas spre restaurare este să ai de face cu persoana care este cea mai responsabilă de răstignirea ta. Știi această persoană pe nume? Sau a fost un grup de oameni? Lasă deoparte numele lui. Nemernicul se ascunde altundeva. Lasă evidențele. Plasează răstignirea ta în domeniul invizibil, în domeniul celor nevăzute. Numai acolo vei găsi cu adevărat persoana care, în mod deliberat, a cauzat răstignirea ta. Fii sigur, acela nu este de pe acest pământ. Numai în domeniul spiritual îl vei găsi pe făptaș. Persoana care a autorizat nenorocirea ce a venit peste tine și acele amintiri imposibil de evitat, despre faptele înfiorătoare care acum nu-ți dau pace, toate au început în celălalt domeniu. Nu găsești între oamenii de pe pământ numele aceluia care te-a crucificat. Găsește-l. Tot într-acolo va trebui să te îndrepți pentru a fi vindecat de rănile tale adânci. Cine este acest dușman al tău? Cine a dorit această calamitate extremă asupra vieții tale? El e formidabil. Cât de formidabil, toți creștinii care au fost vreodată răstigniți au fost răstigniți de acesta. Toți prin el și nu prin altul. Poți descoperi vinovatul. Nu poți când ești în culmea durerii. Chiar și celui mai înțelept dintre creștini îi este greu să-l identifice clar pe cel care a cauzat suferința crucii nemiloase. Un lucru e sigur. Inițiatorul răstignirii tale nu este cel care îți vine în minte imediat. Poți să-ți sugerezi o persoană cu care ai putea vorbi despre mister. Aceasta îl va identifica foarte repede pe cel care a stat în spatele răstignirii tale. Sigur vei ști pe cine să întrebi. Întreabă pe cel răstignit. El știe.